Bună ziua, dragi prieteni! Hola, buenos dias, zdravstviti! Salam aleikum, hello, bonjour și altele. M-am oprit și eu aici să mă ascund așa ca ăla, ca Adam și Eva când am mâncat din fructul. Când am mâncat din fructul interzis și s-au văzut că și-au dat seama că sunt dezbrăcați așa și eu. Am lovit camionul. Așa, nu e nicio laudă. Uitați și voi aici. E lovit destul de lovit. L-am agățat aici în astea. Ca să vedeți diferența între partea asta. Uitați aici. Vedeți? Flapsul ăsta, sau cum îi spune. Și acesta. Uitați. Bagi mâna pe aici. Deplasat e tot. Trebuie să dispare repede, că mai trec colegi de aici și eu îmi plănuiesc să-l repar în seara asta. Nu o să rămână decât fisura asta, un pic. Priveliștea e superbă, ăla muncește acolo. Într-adevăr că ușa mi se închide sau se deschide destul de greu. Kilometrajul 6069. Aha. 6069, deci nu e niciun trucaj. E un flexul parcat. Întrerupem muzica pentru că nu e nicio laudă, dar, cum v-am spus, sinceritatea înainte de toate. Cum am reușit? Foarte simplu. Un pic de neatenție, un pic de stres, un pic de grabă, un pic de lucrare ieșită din comun acolo. Înțelegeți? Deci mă încadrasem, era foarte dificil să mă bag eu acolo, lângă excavator, patinam. Am băgat pe niște grilaje pe acolo și când... Ia uite-l, băi, băiatule, toți bă, s-a găsit acum să plece. Și când... Și când mă bucuram că eram aproape, să zic eu, băgat la ăla cu excavatorul acolo, am accelerat. Într-adevăr că și ploase, am așa alunecat un pic și a fost de ajuns un centimetru ca să se agațe de un fel de barieră, așa, eu știu ce era aia acolo. Și flapsul ăla cum era ieșit, adică este în exterior, am fost atent, să zic, în altă parte, că totul era milimetric. Și s-a întâmplat boțoroaga. Partea bună este că știm să o reparăm, am studiat, trebuie să o desfac, are câteva șuruburi flapsul ăla și într-adevăr cadrul ăla metalic ăla, el a fost foarte tare, bine totuși că nu s-a rupt flapsul, că era mai urât și deci tablele alea sau care are ca un fel, dar nu e un fel de balama, dar nu prea, adică se bagă niște nituri acolo, trebuie să îndrept și să nu apelez la garaj, să așa e departe, na, mă jinează și la ușă, să deschid ușa și estetic m-am cam făcut de râs, ce să zic, asta e, și de-aia m-am ascuns pe acolo, prin păduri, să nu vadă ăștia. Și într-adevăr că eu dacă lucrez la firma asta, am aproape 2 luni, da, 1 lună și 16 zile. Am aproape 2 luni, îi știu pe aia care s-ar bucura, al de moșu, al de alea. Moșu a intrat peste o valiză de-asta care era montată pe GPS și a costat 500 de euro. Eu repar aia cu două, cu barosul. Barosul, am scos și barosul să repar. Și vreau să vă spun că asta e, neglijența. Și de multe ori și își găsește locul acolo.
Și vă mai menționez, mai ales dușmanilor, să nu se bucure că mi-e frică să nu repar mai bine ca în fabrică. Să nu se mai vadă nimic. Bine, fisura aia o să vadă pe flaps, dar totuși deschiderea e mare, mă jenează la... Când închizi și deschid ușa, mai la jumate așa deschid ușa, că altfel lovește în... în balamaua aia sau ce e acolo. Și trebuie să desfac... Am scule acasă, mă duc acum că zic că sunt și gol. Am sunat dispecerul, zic, bă, mai încarc ceva? Nu, lasă, încarc mâine dimineață. Foarte bine că în gândul meu, numai de reparat camioane, nu mai aveam eu cheful ăla de reparație acum. Dar asta e vina mea. De aceea vă spuneam, tot timpul, o chestie de asta e o succesiune de greșeli. Nu neapărat una. Mai aveam și clienți de aia care n-aveau ce face și să tot uita. Vedeau că e aproape imposibil acolo să fac manevra aia și mai să și uită, știi? Și când se uită cineva, parcă mai rău te... Nu că mă intimidează, dar nu mă simt eu în largul meu, așa. M-am și grăbit, care puteam să mai fac 2-3 manevre, de alea la milimetru, așa și așa. Dar... Vă spun, eram deja enervat. Eram enervat și cu Bena, că nu mi se închidea deloc. Am scos barosul, am dat cu barosul să treacă peste cleștea, peste opritoarele alea din spate. Într-adevăr, asta e printre greșelile cele mai mari, să uiți Bena, adică să nu fie închisă corect și marfa să împrăște. Aia e grav rău de tot. Asta mai mult m-a demoralizat, să zic eu, dar știu că nu e gravă. De aceea revin la subiectul cu prietenașul ăsta care e mai... Nu, e de un an și ceva și la firmă, dar oricum are ani, are, adică perioada mai mare. Și mă întâi cu el la vamă, imediat, să zic eu, am făcut 7 minute de unde am lovit aia, trebuia să iau și pauza de 30 de minute, am luat-o, m-am uitat acolo, mi-am făcut o idee și am văzut că nu e chiar așa grav, adică pot să o repar eu. Ca să nu să audă, să apele, să râdă alții, că mai sunt câțiva pe acolo care ar scoate colții așa, rânge de la periculos, îți dai seama. Dar asta e băiat de băiat, eu știu. Și eu dacă nu îi ziceam, eu nu știam de unde se deschide capota la camionul nostru. Că într-adevăr, că deschizând capota are două șuruburi flapsul ăla și de acolo trebuie să desfac ăla și îl scot din balamale, îndrept cadrul ăla care, suportul ăla care e ăla s-a deplasat și niște tablițe așa trebuie să le îndrept. Și după aia să-l pun la loc în balamalele alea și să-l prind în alea două șuruburi care se desfac numai când desfaci capota. Și mi-a arătat de unde se face capota și m-aș încuraja la un moment dat. Și zice, păi ești, alții la lucrarea asta au lăsat parașocuri pe acolo, n-ai pe semnalizări, stopuri. Și tu vorbești de chestia asta, deci vezi care e treaba, omul când e pozitiv ăla. Dacă era unul, ce ai făcut, bă, ai distrus camionul. Ata, la fier vechi, știi? Sunt doia care se întâmplă, adică se comportă de această manieră, zic. Băi, și am făcut vlogul ăla cu ceața, cu alea, cu alea și într-adevăr parcă prevesteam eu așa ceva, că bine, dacă e numai chestia asta, să ajung cu bine acasă, îl parchez la mine acolo și am sculele necesare și de-astea electrice și cu imbusuri de-alea, că nu mai imbusul ăsta acolo, barosul, un ciocănel, o bucată de lemn ca să nu fie violentă reparația acolo, că e ca o fel de curbură, să-i fac curbura la loc și cu asta basta. Într-adevăr că uitați, n-aveam chef de așa ceva. E un timp, da, bine că nu plouă, totuși o să o fac, chiar dacă sunt obosit alea, dar mi-e jenă să vede că e cartat mult, știi, suportul ăla cu totul, nu e nimic spart, e puțin fisurat flapsul ăla.
aproape că nu se vede, era mai grav, dar am reușit să-l îndrept, adică măcar să fie nefisurat, să vadă doar fisura, era un pic încălecat așa peste și se vedea mai violent. Și de asta vă spun, jocul greșele așteaptă. Înțelegeți? Deci, de ce m-ai fi grăbit eu acolo? Într-adevăr că am și patinat când am accelerat, pentru că era un fel de noroi. Abia am intrat, abia mă mișcam, să zic, acolo și cât ai fi de... cât ai avea de răbdare, câteodată te enervezi. În schimb, alții zice că au distrus mai mult parașocurile, le-a agățat pe acolo, au rămas cu ele în brațe. Nu știu ce. Aia totuși e mai... ăsta e reparabil. Așa, mă duc acasă, îmi scot și o spulele încet, îmi pun un M-Flex acolo să cânte lângă mine, probabil și de-aia s-a întâmplat, că n-am ascultat deloc M-Flex azi, muzică de muzică. Am uitat și boxa, vezi, că totul a fost o înșiruire de ghinioane așa, știi? Ceață, alea, boxa Bluetooth uitată ca să ascult muzică de calitate, să-mi dea pozitivitate, știți? Și uite așa. Da, vestea bună e că are rezolvare. O reparăm, nu e nicio problemă. Este că mi s-a oprit înregistrarea dimineață. La un moment dat tot vorbeam, dar s-a oprit. Nu mai avea memorie, telefon. Și am eliberat din înregistrările anterioare, care deja le-am publicat vlogurile. De fapt, ăsta, telefonul ăsta îl țin numai pentru vloguri. Am altele, de fapt, mai am două telefoane. Unul e de firmă, unul e cu două numere de telefon, care îl are cu cartelele în el. Ăsta nici nu are cartelă telefonică. Într-adevăr, imaginea nu e chiar tip-top, mini-top, ziceau-le. Văd că aici n-a mai plouat, e lângă mine pe acasă, lângă baracă, de-aia mă retrag și n-am decât să repar. O să bag cu capul așa la mine un pic, să nu repar în stradă unde parchez eu, doar că e chiar lângă mine, dar știu eu cum fac, să bag eu acolo ca să nu se vadă, dau drumul la girofar. Normal, cred că lejer, într-o jumătate de oră e făcut. Și dacă nu îl aduc la stadiu perfect, dar să nu mă jeneze pe mine la nivel de să deschid ușa și totuși nu, e cartat poate 6 cm. Partea de jos e mai mult și partea de sus parcă mai puțin, dar repet, am studiat sistemul, deci când o să îndrept chestiile alea care sau să le bag, de fapt o să vină în interiorul la ușă și acum au ieșit. Șocul ăla a ieșit pe exterior, știi? Și asta e și distanța. Uitați capre aici, cu mințele. S-aude că caprele astea ar fi ale primăriei. Și ei se ocupă să le mute, au ei acolo. Pentru, e un pic și pentru turism sau pentru estetic. Cum e, deja am pierdut esteticitatea asta exterioară a camionului, așa și ei le, odată le pun în dreapta pe aici să pască, să urcă așa pe toate pe dealul ăsta pe aici și mănâncă și le iarbă. Timpul e urâță, am lovit și camionul. Partea bună e că mi-a dat subiect de vlog și ca să demonstrez că sunt sincer, că alții, domne, că ce, eu făceam mai așa. A zis și ăla, zice, stai, bă, știi că oricui se poate întâmpla de asta. Bine, eu nu eram ce știi afectat, eu eram mai mult afectat că dacă nu puteam să repar totuși, să stau cu el așa, să le zic la aia, garajul la vreo 80 de kilometri, să pierdea, să mă duc sau eu știu, așa, dacă eu l-am reparat, nu mai are nimeni treabă. Mă rog că n-a fost mai grav. Spus neglijența, cam de partea mea a fost, de-aia nu o să mai mă grăbesc acum și nu știu, de fapt m-am grăbit. Era și cam lucrarea acolo e destul de nașpa.
aș pau tot, sunt așa gropi, poți să aluneci pe acolo, te duci cu camionul, cu totul, basculând, lasă flapsul, știi? Vă dați seama, sunt chestii mult mai grave decât asta care practic e reparabil. Dar fac așa ca să mai dau apă la moară și celor care... Da, uite, a lovit, să dădea expert, să dădea nu știu ce, în rom. Asta e. În altă ordine de idei, parcă presimțeam ceva. Nu știu, dimineața așa, nu știu, nu mi-a plăcut mie ceața aia, nu mi-a plăcut. Avantajul e că mâine nu sunt încărcare și mă trezesc mai târziu. Plec la 7 fără un pic de acasă, dar trebuie să repar în seara asta pentru că mâine e la 7 fără ceva, deja e aproape întuneric. Nu fac gălăgie, că iau chestiile alea și le fac pe loc acolo, v-am spus. Avantajul meu e că am model cealaltă ușă, toate că e pe invers, dar văd exact inclinația care o are și că chestiile aia se duc după ușă, pe când la mine au ieșit afara ușii. Deci e un fel de joc de copii, să nu pună ăștia ochii pe mine că, bă, păi te pricep și la ieșit din Ichigiu tu? Hai că te băgăm la garaj acolo, că-ți dau ăștia de lucru cu camioanele. Repar parașocuri, mai... Ce ai făcut și tu, Bozoraga, să ți-o repar singur? Zic că am reparat-o, ce să mai repar? A, nici nu le zic, în momentul ce am reparat, ce să le mai zic? Și de aceea revin la... Am blogul anterior, s-a oprit așa brusc. Și eu tot am zis că, într-adevăr, nu știu... Nu știu dacă mai îmi prelungesc ăștia. Pentru că probabil s-o fi bazat pe mine sau... Nu le convine că vreau să plec. Dar eu am vrut să fiu sincer. Și i-am anunțat, am zis că nu știu, poate rămân, nu se știe nimic. Și nu pot să știu cum reacționez. Într-adevăr, și dacă nu mai merg, nu mă deranjează. Îmi dă o letră de aia de recomandare, sau cum spune, scrisoare de recomandare, cred că așa se numește. După ce termin chestia asta, mă retrag acolo la cabană, la foc la șemine de lux și să mai mă uit, să mai scrii pe acolo, să văd la mail-ul, m-a contactat cineva, mai văd alte locuri de muncă. Mă axez numai pe treaba asta, în seara asta. Timpul e urât, după cum se vede, foarte urât. Mă rog că am prins gol și am ajuns destul de repede. Vedeți că de când am început vlogul, eu acolo eram lângă carieră și în 5 minute trebuie să fiu acasă. Dar în schimb, când ești încărcat, mi se prelungește cel puțin 10 minute, probabil drumul ăsta mi se... Cam și de urcat. Acum, de fapt, urc. Dar sunt la 80 la oră, vă dați seama, gol. Dar dacă eram încărcat mai mult de 40 ceva, nu, 50 maxim. În schimb, atenție cu ploaia, pentru că e foarte... Nu-ți dai seama de viteza lui, deci am 80-82 la oră acum. Și într-un viraj, dacă frânez brusc, deci intră în derapaj, practic. Jandarmii sunt și ei. Caută pe mine. Și de-aia o să ajung la căsică și să repar repede. Să repar repede șmecheria care am pățit aici. Și asta e. Trebuie să fii atent. Tot timpul am zis, da, omul e supus greșelilor. Și un pic de tensiune, de stres, de alea, acolo te determină să nu mai fii fracțiune în secundă, atent, sau
puteam să mai fac o manevră așa, sau mai multe, și să, totuși, să nu-l ating, dar asta e. S-a întâmplat, v-am spus, am și alunecat la un moment dat, dacă nu alunecam, normal, eram bine, dar din cauza că am patinat, s-a dus invers. M-a dus direct în gărduțul, ați înțeles? Măcar cel puțin asta să fie varianta oficială. Da. Peisaj mioritic, e la mine în sat aici. Încet cu retarderul, încet, mai ales în viraje. E gol, dar v-am spus, gol câteodată mi-e frică mai mult decât e încărcat. Mai ales pe timpul ăsta. Dar putea să ningă în seara asta. Cel puțin așa parcă am văzut. Pe dimineață, dacă o să înceapă să ningă. Nu mult, câțiva fulgișori de aia. Dar e suficient ca să creeze o mâzgă așa pe asfalt. Vedeți că asfaltul e nou, ăsta e mai periculos, e prea lucios, nu știu. Încet, văd că aici nu mai plouă. Normal, în câteva minute trebuie să fiu la domiciliu. Parcăm corect camionul și nu mă schimb, că nu, deci nu mă murdăresc. Am câteva șuruburi, două ciocane de dat, barosul iar să fie contra greutatea așa un pic. Și să reparăm greșeala. De aceea vă spun, de multe ori nu e cine știe ce, dar că te demoralizează așa, dacă vezi de aia care îi simți că se bucură, atunci te deranjează și mai mult, știi? Pe când cum era ăsta, stai bă, liniște pe călții, a rămas fără parașocuri pe acolo, fără stopuri, fără farul, în aceeași lucrare, știi? Într-adevăr că e destul de complicată lucrarea aia. La un moment dat am făcut un vlog acolo, aia cu Banca Națională, vlogul cu Banca Națională, că am intrat cu camionul în Banca Națională acolo. Deci sunt, cum îi spune, sunt de-astea, tot felul de pensi, de alunecușuri, a și plouat acolo, e chiar riscant, rău, nu? La nivelul ăsta, la nivel de... Un prieten al meu, de la, cum zice, mă, instalator, m-a recunoscut. Eu am lucrat la altă firmă și ne întâlneam. La o lucrare m-am întâlnit, de fapt, cu el și am devenit așa. Am simpatizat, cum se spune. Și l-am salutat și când m-a văzut că uita mai camionul, bine că n-a văzut că e lovit acolo, că de-aia trebuie să-l repar imediat, să nu mai... Să șterg rușinea asta după... Uite, și fostul meu patron, să nu cumva să mă vadă, am dat pe avarii, dau pe girofare. Uite, acolo am lucrat eu, unde e macaraua aia, acolo. A, bine că am plecat de acolo, că acolo era sifoneală, băieți, de doamne și feri. Ne retragem la ocolul silvic aici. Deci eu normal parchez, nu aici, parchez în... Deci merg în dreapta și dau cu spatele pe asta principală. Uitați, în fața, la în stânga aici, unde e, nu știu ce ați văzut, unde e Google și asta. Dar acum sunt obligat să merg cu fața și să repar la mine. Și mă bag cât mai pe stânga și cu botul, că dacă e pe partea stângă, cu botul, uite așa, un pic, uite așa. Gata. Cam. Asta a fost. Uitați, mi-am pus și brăduții, mi-am pus de toate pe aici. Eu o să rămân aici, băieți.
las pe avarie și mă pun pe încărcat imediat. Mi-aduc sculele. O să intru în pauză și doar o deplasez după aia 30 secunde, dau înapoi și mă parchez. Băieți, v-am lăsat. Sper să o repar cum trebuie și să nu mai facem greșeli. Sănătate, vis on lata și on. Sayonara, au revoir, bye bye și desfidanii. Ciao, ciao.